Aruncă-ți pâinea pe apă și după multă vreme o vei găsi iarăși. Eclesiastru 11:1. Acest verset face parte dintr-un amalgam de gânduri împărtășite de Solomon, care au o valoare inestimabilă în tumultosul cotidian. Versetul se referă la dărnicie și hărnicie, două adjective care ar trebui să ne caracterizeze sufletul fiecăruia. În primul rând, se folosește metafora pâinii, care reprezintă faptele noastre bune, răsplătite într-o zi. Suntem învățați să dăruim, să fim harnici, să ajutăm pe cei de lângă noi în ziua necazului nostru. Vom fi ajutați și noi. În al doilea rând, apele sunt folosite în mod simbolic pentru a arăta că totul curge. Timpul curge, apele curg, iar ceea ce a fost făcut într-o zi va avea un revers. Depinde de noi. Astfel și noi, elevii Liceului Tehnologic Someșdej, am încercat să oferim bucuria atât celor în vârstă, cât și tinerilor și copiilor, subliniind astfel importanța continuității poporului român, precum și bunătatea care ar trebui să ne caracterizeze mereu. Pentru asta am ales darul de primire al regilor, pâine și sare, și pentru a ne mândri cu bogățiile acestei minunate țări, menționăm că sarea provine din apropiere și anume de la Ocna Leș. Mesajul nostru mic pentru o Românie mare este credință, unire și dărnicie. La Liceul Tehnologic Someșdej și am dorit să vă adresez câteva întrebări în legătură cu unirea de la 1 decembrie. Care este mesajul dumneavoastră pentru România? Deci mesajul meu pentru România, aș dori ca tinerii, bătrânii și toți să se creadă foarte mult în Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu. Pâine și sarea, care este simbolul legal. Să ne trăiești România, să rămâi la fel de frumoasă, să nu uiți niciodată că ești cea mai frumoasă pentru noi și pentru noua generație. Vă mulțumim! O să vă oferim pâine și sare, daruri regale. Mulțumesc! Cu mare drag! Doamne ajută! Doamne ajută! Bucurie, sănătate, împliniri. Să fie bine în țară, liniște. O să vă oferim un cadou ca semn regal, pâine și sare. Mulțumesc, mulțumesc. Sănătate multă. Numai bine. Vă mulțumesc. Dumnezeu numai bine și pace în lume. Of, ținând cont că am și eu copii un pic mai mari ca și dumneavoastră, nu e ok deloc România asta, nu mergem spre bine deloc. Nu știu, trebuie să luptați pentru ea să... România este țara bogată. Avem foarte multe bogății, dar din păcate să fie cât mai bine și mulțumim. Și voi să reușiți să faceți ceea ce este mai bine pentru România. Trezește-te, pentru că consider că avem nevoie de o țară mai bună decât cea de mai bună. Nu părere bună, să fie oamenii buni și să se vadă. Și să se creeze toate timpul. Noi ne ducem că... La mulți ani, România, mulțumim foarte mult! O iubesc și aș vrea să stau aici în continuare.